M-aș întreba, domnule, dacă nu cumva pe fondul agresiv al UDMR-ului prin Victor Orban, nu se alege de viitoare, nu vor căpăta un fond naționalist mai puternic decât până acum și poate va fi, ăsta va fi cum îi zice la chimie, care grăbește reacțiile. Un catalizator. Un catalizator pentru un reviniment naționalist. Un acid care să... Și aici e păcat că noi nu avem naționaliști de calitate care să avem, adune... Da. Păi nu, dar nu sunt în partidul lui Cioșoacă și ăla, săracul. Ai, uite cum vorbește la televizor. Zici că acum au terminat clasa 8-a. Păi nu merge așa. Da. Ești naționalist, ești un bou, nu merge. O să-ți dau un răspuns cinic. Amenințarea de tip Orban, Victor Orban, că era să zic Ludovic Orban, exista și acum 4 ani de zile. Maniera, nu era așa pregnantă. Maniera perseverentă, constantă, prin care Ungaria cumpără bucățele de Românie, era așa acum 4 ani de zile. Și totuși, românii nu au ținut cont de chestia asta. Din contră, au ales... Asta, Mirel, scuză-mă, mai adaugă și pe Cioloș, pe Barna și pe ăștia care sunt, care acum se va vedea dacă PSD-ul va fi destul de inteligent și alții să scoată la iveală ce se ascunde în spatele PNRR-ului și toate organizațiile astea cărora oamenii ăștia le dau bani, toate conectate la vest, toate conectate la subiectele care ni se bagă pe gât. Deci adaugă și componenta asta, nu numai lui Victor Orban. Și totuși, românii au întotdeauna dreptate. Românii acum 2 ani de zile au votat cu entuziasm o persoană ce ține de un grup etnic foarte bine definit, cu valori mai degrabă globaliste și de punere la îndoială a suveranității României, deci pe români nu interesează. În consecință, cu părere de rău spun chestia asta, cred că nici peste 2 ani și jumătate, când vom avea alegerile în 2024, tipul acesta de mesaj nu va fi atât de pregnant, de puternic. O spun cu părere de rău.